răspunderea acestei emisiuni deocamdată. Numai puțin, cu mine vorbiți, Adelin Petrișor mă cheamă. Domnule primar, vreau să vă întreb, ce știți despre clădire? Pentru că sunt specialiști care spun că acea clădire n-a fost bine ignifugată, a ars prea repede, sistemul antiincendiu nu a funcționat așa cum trebuie. Asta vreau să vă întreb. Cum comentați lucrurile acestea, care, dacă se adeveră, sunt extrem de grave? M-ați auzit, domnule primar? Nu știu dacă domnul primar nu ne aude sau are auz selectiv. Cei de la... M-auziți acum? Acum vă aud, dar destul de slab. Acum m-auziți. M-auziți slab pentru că sunt slab. Ascultați puțin. Sunt specialiști care se îndoiesc de calitatea construcției. Spun că fațada n-a fost ignifugată cum trebuie. Ar fi trebuit să reziste mult mai mult, a ars prea repede. Nu vă aud bine. Vă rog, mai repetați ca să pot să vă răspund. Păi eu pot să repet de 5 ori, 6 ori, dar nu știu dacă m-auziți. Finalitatea ne interesează. Acum m-auziți? Ce pot să vă spun este următorul. Nu trebuie să-mi spuneți, trebuie să-mi spuneți dacă m-auziți. Am impresia că domnul primar, domnule primar, m-auziți sau nu m-auziți? Colegii îmi spun că avem legătura audio, însă... Vor stabili împreună exact am pe cauzele acestui incident. Atunci, domnul Petrișor. Domnule primar, vă mulțumesc și îmi pare rău că nu m-auziți sau nu vreți să auziți o întrebare. Totuși, cât de grav ar fi, domnule Teodorescu? Extrem de grav. Și viciile de construcții care probabil că există, sigur, dacă s-a aprins de la un fulger, bun, s-a aprins, însă s-a aprins un material prost, înțeleg eu, dacă n-a fost ignifugat. Un foc care n-a putut să fie stins pentru că nu existau posibilitățile de stingere automată și așa mai departe. Doamna Dărân spunea și arhitect că nu trebuia să ardă așa de repede ca o torță. Este o problemă care nu este a Ministerului Culturii fost, actual și viitor. Nu. Să fie foarte limpede pentru ascultătorii noștri. Aici și... Eu am toată considerația pentru domnul primar Ronțanu, dar în această discuție nu opinia domniei sale mă interesează, ci vreau ca opinia publică să știe că Ministerul Culturii din 2000, 2001, 2009 și așa mai departe nu are responsabilități legate de calitatea acestor construcții. S-au dat niște avize, mi s-a explicat cum s-au dat aceste avize, s-au dat după lungi tergiversări, s-au dat cu condiții și aici și la Sfântul Iosif. Dacă aceste condiții nu sunt respectate și am motive să cred că acești constructori nu respectă condițiile, pentru că sunt costisitoare la un moment dat consecințele lor, atunci de vină nu este Ministerul Culturii. Nu. Doamna Derer, doamna consilier, ce facem? Primarul acuză Ministerul Culturii. Dumneavoastră spuneți că există posibilitatea ca multe dintre celelalte avize să se fi luat ilegal. Ce facem în continuare cu construcțiile de genul acesta? Cum pot fi ele oprite? Pentru că am observat că nici în instanță nu au șanse mari diversele ONG-uri care militează pentru protejarea patrimoniului. Sunt mai multe instrumente și în acest moment se încearcă adoptarea simultană, dacă nu a tuturor, a unui număr cât mai mare dintre ele. Sensibilizarea și conștientizarea opiniei publice este una și am înțeles că domnul Teodorescu este sceptic, dar din punctul nostru de vedere, dacă glasul acestei opinii publice va fi mai puternic, atunci restul nu vor mai putea ignora ceea ce transmite acest glas. Există evident și instrumentul legal în care, da, suntem limitați, Ministerul Culturii, în sensul în care nu putem, și este normal de capul nostru să aplicăm sancțiuni, dar trebuie puțină perseverență în urmărirea, e adevărat, acestui număr foarte mare de anchete, dar dacă în 2-3 dintre ele ajungem în final, ca și pe calea justiției, să cunoaștem vinovatul sau vinovații și reușim să-și aplicăm pedepsele legale. Aceste exemple bine mediatizate sunt convinsă că vor demonstra că e bine să te gândești de mai multe ori înainte de a dori să distrugi un bun de patrimoniu. Și există evident și un al treilea instrument referitor la detalierea și nuanțarea legislației în vigoare, instrument care este și el în curs de utilizare.
Aș vrea să mai adaug ceva, și anume faptul că îmi pare rău... O secundă, trebuie să le spunem telespectatorilor că urmăresc în aceste momente imagini filmate de pompieri, imagini de la operațiunile de salvare care, din nefericire, s-au terminat prost. Le reamintesc telespectatorilor, un muncitor a fost scos de sub valul de pământ de pe un șantier de aici, din centrul capitalei, însă al doilea muncitor a fost găsit mort după eforturi disperate, după 50-60 de minute, timp în care cei de la ISU s-au străduit să-l scoată de sub valul de pământ. Vă rog, doamna consilier. Am vrut să mai adaug un singur lucru. Că îmi pare rău că toată această discuție evită, din motive care îmi scapă, monumentul istoric, ce este ansamblul format din Biserica Armenească și Biblioteca Armenească. Din fericire, nu au fost afectate. Știu, în am mod intrat direct. În direct la ora 13 cu preotul paroh. Da. Dar din ce se vede cu ochiul liber, și asta înseamnă că trebuie făcute niște investigații, trebuie văzut dacă totuși nu cumva învelitoarea celor două sau învelitorile celor două clădiri nu au fost afectate. Plouă, se pot infiltra ape pluviale, trebuie luate și acolo câteva măsuri. Trebuie efectuată acea expertiză tehnică a structurii de rezistență a clădirii înalte de lângă, pentru a se afla în ce măsură ea nu reprezintă un pericol prin prăbușire. Pericol care ar afecta nu doar un bun de patrimoniu cultural, ci și, Doamne ferește, viețile unor oameni care trec pe stradă în acel moment. Din motive care îmi scapă, toată această discuție se poartă, nu știu, în jurul unor responsabilități care există, care trebuie să se împartă și care dar trebuie nu sunt să clare, se împartă doamnă, clar. Dar sunt foarte păi clare. Nu, pentru că domnul Monțanu auzea ce vroia să audă. Cei de la Ministerul Culturii poate că și ei aud de multe ori doar ce vor să audă și e un ping-pong, însă noi am avut aseară noroc, Dumnezeu a fost mare, pompierii au fost buni și n-au fost oameni în clădire, pentru că exact ce spunea domnul Guran, puteau fi mulți oameni morți în acea clădire, pentru că a ars repede, cu flacără foarte mare, au fost 4 sau 5 etaje cuprinse de flăcări. Domnule Guran, vreau să, o ultimă întrebare, veți milita alături de primarul general al Capitalei pentru crearea unui cartier special de business absolut, în capitala României? Absolut. Asta este într-adevăr o idee bună. Lecția din acest dezastru, din această aproape tragedie, slavă Domnului, nu există victime omenești, este că centrul istoric al Bucureștiului nu are infrastructura pentru aceste clădiri înalte. Și aș spune, poate mai grav, nici constructorii noștri nu sunt pregătiți să respecte, poate să construiască în condiții optime de securitate. De aceea este urgent tocmai să găsim un business center în afara centrului vechi și acolo, cu se toate, poate conform tuturor regulilor de prudență, să construim clădiri înalte. Doamnă, domnilor, vă mulțumesc foarte mult. O singură concluzie, avem zgârienori mici care produc necazuri mari. Mergem acum la Cristina Șinca în studioul Fabrica. Bun găsit, Adelin, bun găsit, doamnelor și domnilor, preluăm evenimentele și sunt evenimente în desfășurare, evenimente foarte importante și recapitulăm la această oră. Clădirea Mamut de 19 etaje a ars ca o torță în centrul capitalei, nu au fost victime, însă din fericire, lângă clădire însă era acea biserică de patrimoniu peste care cădeau bucăți în flăcări, așa spuneau martorii. Pare un film american, este doar o realitate românească. Vedem în acest moment și avem acest eveniment în desfășurare, practic vom vedea ce s-a întâmplat în zona Romexpo. Acolo un mal de pământ s-a dărâmat, au fost prinse două persoane, una a decedat din nefericire. Cristian Zărescu este la fața locului. Ne va spune în foarte scurt timp toate detaliile, care este situația în acest moment. Despre ceea ce s-a întâmplat în zona armenească, Micuță Năstăsache ne povestește în câteva minute și discutăm împreună cu invitații mei implicațiile tuturor acestor evenimente, pentru că sunt probleme foarte importante. De aici, din studioul de știri, Doru Ciugula, consilier al Partidului Social Democrat la Primăria Capitale. Bună ziua, bine ați venit! Domnia sa știe cine dă avize, cum se fac aceste lucruri, ce se întâmplă la Primăria Capitalei, că sunt astfel de situații, că Primăria, că Bucureștiul arată așa cum arată în acest moment. Sorin Ioniță, Societatea Academică Română. Bună ziua, bine ați venit! Din studio se vor alătura discuției domnul William Brânză, Partidul Democrat Liberal, și domnul Dan Matei Agaton, fost ministru al turismului, în acest moment reprezentant al patronatelor. Mergem pentru început la Cristian Zărescu să ne spună ultimele detalii. Bună ziua, Cristian!
Bună ziua, Cristina, bună ziua, domnilor și domnilor. În cel mult 3-4 minute urmează să fie scos corpul neînsuflețit al muncitorului care și-a pierdut viața în acest accident. O să vă arate, colegul meu a sosit aici și mașina de la Institutul Național de Medicină Legală. Până acum corpul neînsuflețit nu a putut să fie scos din șanț pentru că au venit la fața locului doi procurori, dar și inspectori de la Inspectoratul de Protecție a Muncii care au făcut primele cercetări la fața locului. Cu siguranță însă că vorbim despre un caz de neglijență atât din partea societății cât și din partea muncitorilor. Martorii spun că în momentul în care muncitorii se aflau în șanț și încercau să monteze o țeavă de apă, un excavator a efectuat mai multe manevre în șanțul respectiv și a împins practic un maldăr de pământ peste cei doi muncitori. Însă, repet, este doar o concluzie trasă după ce spun martorii, cu siguranță că mai multe amănunte vom afla după ce ancheta va fi finalizată. Se pare că vorbim despre o lucrare a societății Apa Nova. Nici această informație nu este sigură 100% pentru că și în acest caz autoritățile fac cercetări, însă, așa cum am spus, vorbim despre o lucrare a societății Apa Nova, care la rândul său a încheiat un contract cu o societate care a realizat această lucrare. După cum vedeți, acum coboară în șanț angajații de la Institutul de Medicină Legală pentru a scoate de acolo corpul însuflețit al muncitorului. Imediat după ce cadavrul va fi scos de acolo, la fața locului va începe și ancheta despre care vă vorbeam. Cert este că societatea care a efectuat această lucrare riscă sancțiuni importante pentru că nu a asigurat muncitorilor normele de protecție a muncii. Cristian Zărescu, mulțumim cu ultimele date. Se întâmplă, recapitulăm, în nordul capitalei, în zona Casei Presei, imediat lângă, în vecinătatea Casei Presei, acolo unde se construiesc două clădiri înalte, două clădiri importante. Iată, ajungem să vorbim și de această dată de clădiri înalte, clădiri ridicate cu scandal. Și aici l-aș întreba pe domnul Doru Ciugula. Care este istoricul acestei zone? Pentru că și aici au fost probleme, multă lume spunea, în fața expoziției, în fața Romexpo, se ridică aceste două clădiri. Din nou cu probleme, vedem, din păcate, dincolo de toate aceste aspecte, mai mult sau mai puțin legale, vieți omenești se duc pe apa sâmbetei. Ceea ce pot să constat și să transmită condolații familiei îndoliate este faptul că nu se învață nimic. Acum 3 săptămâni, 500 de metri mai sus, s-a întâmplat același eveniment, s-a prăbușit un mal și iar au murit niște oameni. Acum iar a murit un om, tocmai datorită unei neglijențe și constructorului și faptului că nu s-au respectat niciun fel de norme. Este un haos în respectarea legislației. Cu privire la aceste construcții, toate aceste construcții, cum am să vă spun acum, și celelalte, inclusiv cea de lângă Biserica Armenească, sunt efectele administrației și conducerii dezvoltării arhitecturale a capitalei făcute de Bold, de fostul arhitect șef. Fostul arhitect șef al capitalei, pe care noi l-am criticat timp de 8 ani de zile, am spus că este incompetent, că nu poate să dea asemenea aprobări, iar dânsul, încălcând orice fel de regulă de bun simț și arhitectonică și dezvoltarea orașului, a dat autorizație pentru aceste clădiri. De aici și până la evenimente nu mai e decât un singur pas. Dar ne spuneți care, în acest moment, responsabilitate exclusivă, primăria în general, consiliul, consilierii dumneavoastră, nu puteați face absolut nimic să împiedicați astfel de ridicări de clădiri? Nu vreau să politizez, este de vină pentru cum arată Bucureștiul. Nu vreau să politizez această discuție, dar planurile de urbanism și bine, sunt aprobate Consiliul General în funcție de majoritatea care este la un moment dat. Deci nu vreau să politizez. În perioada 2004-2008 a avut o anumită majoritate care a aprobat tot ce era propus de domnul Bolb, care era membru al unui partid politic. Atunci este evident de ce. Nu politizăm, exact. Trebuie să spunem doar opinia dumneavoastră cine este foarte clar că noi am tot avut intervenții și în Consiliu, avem procesele verbale ale Consiliului care am criticat aceste construcții monstruoase. Am și respins când am putut și am împiedicat aceste dezvoltări unor blocuri de 24-60, acum avem blocuri de 110 etaje făcute în anumite zone propuneri. Le-am încercat să le oprim. Când nu s-a votul majoritar a decis să facă un pus să se construiască aceste blocuri, n-am mai avut ce face din punct de vedere al votului legal. Atunci domnul Bold
a profitat și a dat autorizații și toate, că toate aceste, că toate aceste construcții era nevoie și de avizul arhitectului șef care să poată să schimbe planul urbanistic general al Bucureștiului. Bun, dacă domnul Ciucula nu vrea să politizeze, domnule Sorin Ionită, spunem noi lucrurile pe nume? Nu, chiar nu sunt politici. Ei au fost toți de acord cu chestia asta, de fapt. Deci, lucrurile merg așa. Întâi e nevoie de un PUZ, adică un proiect mai mare. El se aprobă în Consiliul General al Bucureștiului. A fost toată lumea de acord, dacă le luăm acum la mână. Hai să ne mai uităm în spate, hai să ne uităm la alea care vin. Ce se face în Calea Victoriei, lângă Universitatea de Artă? Sunteți de acord cu mamutul ăla care se pregătește? PUZ-ul încă nu. Dar îl veți aproba, vă spun eu. Și după ce se aprobă PUZ-ul, ei se duc la primăria de sector și obțin avizul. Aparatele tehnice ale primăriei, cum era Bol, cum erau alții, zic da, tehnic, iar consiliile le aprobă. Deci răspunderea e împărțită între Consiliul General care aprobă puzuri, deci planuri mai mari pe zonă, care schimbă indici, aprobă orice, orice înălțime, orice încărcare, iar autorizația pentru clădirea X sau Y o dă domnul primar cu tare, cu tare de sector. Deci toți au răspundere în această chestie. N-a ieșit nimeni niciodată dintre ei să iasă alături de noi, când am strigat noi anul trecut cu societatea civilă, cu Pactul pentru București. Opriți chestiile astea. Când am vrut să oprim puzurile inițiate de privați, toate partidele ne-au sărit în cap. Mazăre a tăvălit cu noi pe jos. Dacă știți, acum 2-3 luni l-aveți pe YouTube. Mazăre la Constanța. Păi nu, dar era vorba de legislație națională. E acea ordonanță care a blocat puzurile făcute de privați, cum nu-i normal să fie, cum ne-au spus și francezii, puzurile trebuie să facă autoritatea. S-au blocat 6 luni, scandal monstru, toate instituțiile așa, și-au tăvălit toată lumea, toate partidele și-au dat mâna ca să deblocăm puzurile, domne, că nu se mai dezvoltă România. Uite, se dezvoltă. Se dezvoltă cu clădiri. Iar clădirea aceea Millennium, deci acolo poate să fie multe probleme. Poate să fie proiectul prost. Lângă nu știu, care a luat foc poate să fie execuția proastă pe un proiect bun. Poate să nu fi fost bine întreținută. În acest moment este scos trupul neînsuflețit, din nefericire, al muncitorului care și-a pierdut viața astăzi în șantierul de lângă Casa Presei. Este vorba, iată, de muncitorul care a fost prins sub malul de pământ la o adâncime de 3 metri, a stat acolo jos câteva 10 de minute, motiv pentru care reprezentanții de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dar și reprezentanții ai sistemului medical, ne spuneau că este puțin probabil ca acesta să mai fie în viață. Un accident de muncă tragic, un accident de muncă care se întâmplă lângă Casa Presei, în zona de nord a capitalei, o zonă rezidențială, putem spune, acolo se ridică doi coloși. Și iată, ajungem din nou la această discuție legată de coloși și de cum se dau aprobările sau cum se fac aceste șantiere. Cât de mult se respectă legislația în protecția muncii, medicina muncii și așa mai departe. Depinde cine acceptă astfel de lucruri, pentru că sunt foarte multe semne de întrebare care se ridică de fiecare dată la un astfel de accident și aproape de fiecare dată rămân fără răspuns. Mergem în cealaltă parte a studioului nostru să vedem din punct de vedere politic, pentru că vorbeam aici, domnilor, că din punct de vedere politic mai toată lumea este de vină. Nimeni nu a ieșit să protesteze în stradă față de astfel de decizii. Nimeni nu a mers alături de societatea civilă atunci când, sau de reprezentanții bisericii, de ce nu, atunci când, nu știu, existau conflicte de genul Catedralei Sfântul Iosif, de care la fel este lipită o clădire foarte înaltă, un asemenea colos, care vedem care sunt implicațiile atunci când, practic, așa cum s-a întâmplat azi noapte, cel mai probabil un panou a luat foc. Domnule William Brânză, Partidul Democrat Liberal, se consideră puțin vinovat de această situație? Stimată doamnă, ce să vă spun? Sunt consternat când văd aceste lucruri. Și în calitatea mea de parlamentar de diasporă, vă spun că merg în multe capitale europene, iar ceea ce văd în România, acolo nu mi-este dat să văd. În primul rând, dacă în România, vorbim de... În care, permiteți-mi eu să precizez, PDL-ul este la putere. PDL-ul este la putere și va fi la putere în continuare, dacă asta vreau să... Asta vreau să auziți, dar... Și din acest motiv vă întreb dacă puțin vă considerați vinovat pentru ceea ce se întâmplă. Dacă aveți puțin conștiința îngreunată de așa ceva. Doamnă, în calitate de politician mă simt vinovat. În calitate de parlamentar de diaspora nu mă simt vinovat că nu am nicio treabă. Dar făcând parte din actualul sistem politic, este normal că și noi avem o parte din vină. Vorbeați de aceste aprobări care se dau cu multă ușurință. Sau haideți să vorbim de cazul de aseară și de cazul de azi. Doamnă, face vreun primar pușcărie măcar un an de zile, face un domn care a semnat un aviz, face măcar
o lună sau un an de pușcărie, vă spun că este posibil să scape și de data aceasta, este posibil să ne mai moară prieteni, să ne mai moară oameni care nu au nicio vină pentru că nu se respectă nicio disciplină în construcții, nu se respectă nicio disciplină a muncii. De ce? Pentru că vrem profituri rapide, vrem profituri inimaginabile și le vrem imediat, stimată doamnă. Domnule Agaton, vă rog. Păi, ce să vă spun? Am sentimentul de, să spunem așa, deja vi. A fost un film celebru prin anii 70, Infernul Zgârie-Nor, cu Paul Newman, în care, pornindu-se de la viciile de construcție unui Zgârie-Nor, s-a transformat într-o dramă pe care o revedem astăzi și tare mie că o să o mai revedem și mâine și poimine. Sunt rezultatele directe ale haosului, de bandadei și impotenței celor care au gândit sistematizarea arhitectonică a capitalei. Nici o capitală europeană nu construiește nimeni unde vrea, când vrea, cum vrea, numai la noi, pentru că regele nostru este banul. Iar autorizațiile acestea de construcție pentru Zgârie-Nori pe Calea Victoriei, la Casa Presei, în Piața Victoriei, lângă Guvern, ce căutau cei doi Zgârie-Nori într-o zonă în care clădirea Guvernului e pe stil Mussolini, făcută de Antonescu, iar peste drum apar două turnuri. În Paris, un primar, și nu știu dacă era Chirac, atunci când a avut presiuni să construiască Zgârie-Nori în capitala luminii, în capitala Europei, cum consider eu Parisul, le-a spus așa: băi băieți, ia luați voi un cartier care se numește Défense și vă jucați acolo cu buri, cu Zgârie-Nori, ca la New York, cum vreți voi. Iar în centrul istoric, în arondismentele 1, 2, 3, 4, 5, nu apare niciun Zgârie-Nori. În capitala, în capitala noastră dragă, și o spun cu regret, pentru că sunt bucureștean și pentru că îmi iubesc orașul, dar nu-l mai recunosc. Orașul de care m-am îndrăgostit când eram tânăr nu mai există. Peste tot, indiferent de structura arhitectonică. Nu mai putem să vorbim de micul Paris în București? Nu mai există micul Paris. Există marele centru de afaceri. De ce nu s-au pus toate zona în aceasta de afaceri de birouri în zona Victoria Socialismului? În acea zonă se putea face perfect un cartier financiar cu bănci, cu Zgârie-Nori. De ce nu s-au pus acolo? Haideți, pentru că șpaga care se ia la autorizație de construcție pentru clădire de 20 de nivele în centrul Bucureștiului se are 6 sau 7 zerouri. Câte zerouri? 6 sau 7? Glumiți acum sau atât aveți informații? Atât a dat colegul dumneavoastră Negoiță, care are cele două turnuri acum de care vorbim, de la Casa Presei, nu sale dumneavoastră? Sorina, nu mă lua pe mine cu colegi, pentru că sunt colegul toată lumea, inclusiv cu tine. Și Negoiță, printre altele, deci nu, nici nu a fost să... colegul meu, dar asta nu înseamnă că nu-i primar nu foarte începeți... bun. Nu, și nu, pe nu, care nu, eu îl țin și respect. Stați, că eu vorbeam dacă de vorbești de Robert Negoiță, dacă vorbești de Robert Negoiță, este colegul meu în sensul că a lucrat în turism. Dacă tu nu știi, eu nu mai am nicio treabă cu politica și sunt acum exact în societatea civilă. Sunteți dacă vrei să mă iei civilă, cu da. Chestii de asta cu colegi, poți să discut. Păi nu, dar noi nu vorbim la concret, vă, că ne refugiem în abstract. Și culmea e, deci, marea absurditate e că vin pe aici politicieni la mese și încep să vorbească așa, domne, nu să faceți și să dă. Auzi, spune, păi și mie, dacă vorbim de politicieni, Bucureștiul ăsta, în ultimii 20 de ani, de ce fel de putere a fost condus? Nu, dar de puterea care îți place ție sau de puterea dumneavoastră, care... Spuneți, se dă, putere? Se cere și noi știm că este un proprietar, e deputat astăzi, de ce nu-l chemam și se întreb, de ce ai cerut, domne, autorizație dacă știi că nu-i bine să faci turnul, exact cum a spus dumneavoastră? De ce nu te duci, domne, în grădini, pe undeva? Păi de ce? Pentru că n-am avut, arhitecți șef, ca să nu vorbim între noi aici. Incompetenți și corupți. Pentru că și cine e corupt? Cine a corupt? Cine a corupt? Treaba lor, cine a corupt. A, dar nu știm cine. Cine a tolerat, domnule Agaton? I-am corupt eu pe ea. Aș da o hotărâre a Consiliului General, a politică, în care se spunea așa: bă, băieți, ia să înghețăm noi orice autorizație de construcție în centrul București. S-a făcut, domnule Agaton, dar s-au opus partidele. Ba da, ordonanța aia care îngheța puzurile, cel puțin. Și știți că toate cele două mari partide pe Calea Victoriei s-au raliat în primăvara asta ca să o deblocheze, ca să poată să facă inclusiv ăla de care ziceți din Calea Victoriei. Dar uite, avem reprezentanții partidelor care s-au opus la ce așa ceva. Deci vine campania prezidențială, de aia s-au dat autorizații. Nu, dar noi de ce vorbim noi care nu avem nicio implicare? Să vină ei să spună de ce nu vor să înghețe puzurile. Să ne oprim pentru un moment
vă propun, domnilor, să vedem exact ceea ce s-a întâmplat azi noapte în centrul capitalei, acolo lângă Biserica Armenească, așa cum vă spuneam, un bloc, un colos de 18-19 etaje a luat foc. Mihut Stăsache se află și acum la fața locului și ne spune exact care este situația. Bună ziua, Mihut, adună aminte exact care au fost cauzele incendiului. Bun găsit! Se pare, din ceea ce deocamdată au spus doar martorii vecini de aici, a fost vorba de un panou publicitar electric care ar fi luat foc. Una din ipoteze este că ar fi luat foc tocmai din cauza unui fulger. Însă ancheta inspectoratului pentru situații de urgență nu a fost finalizată, astfel că pompierii deocamdată nu au lansat nicio ipoteză, însă până acum nu au exclus nici măcar ipoteza unei mâini criminale. În acest moment, o echipă a inspectoratului pentru situații de urgență se mai află în continuare aici în clădirea de birouri. Au ieșit o parte dintre ei, au spus că aproximativ 10% din interiorul clădirii este afectat. În continuare, etajele 11 și de la 14 la 18 în sus sunt izolate, pentru că acolo se pare că au izbucnit incendiul și ele au fost cele mai afectate. Și în acele zone, lucrătorii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență încearcă să găsească acele probe care ar putea să indice foarte clar de ce a izbucnit focul și cum anume s-a propagat el. Lucrătorii de la Inspectoratul de Stat pentru Construcții au terminat o anchetă preliminară, au spus că în acest moment este siguranță pentru oameni să poată intra în această clădire. Ei au găsit unele deficiențe, însă au specificat foarte clar că structura clădirii nu a fost afectată, astfel că această clădire nu mai poate fi vorba de a fi demolată, ci chiar de consolidare, îmi cer scuze. Vă reamintesc că aseară, în jurul miezului nopții, a izbucnit aici un incendiu. Mare parte din etajele superioare ale acestei clădiri au ars. A fost o controversă legată de faptul că această clădire este foarte aproape de Biserica Armenească, un monument al Bucureștiului. Din fericire, pompierii au izolat incendiu, astfel că flăcările nu s-au extins și la clădirile din jur și, tot din fericire, nu s-au înregistrat nicio victimă. Mihut Năsăsache, mulțumesc. Coloșii cu zeci de etaje au apărut în București, precum ciupercile după ploaie. Blocurile nu au zgâriat însă doar norii, ci și arhitectura orașului. Unele au fost amplasate lângă monumente de artă, chiar au afectat construcțiile din jur. O echipă Realitatea TV a filmat din elicopter cele mai înalte blocuri ale capitalei. Imagini din elicopter filmate de cameramanul nostru Cristian Tamaș. Am văzut, domnule Ciugula, cum arată blocurile din capitala României. Vă plac? Bineînțeles că nu-mi plac. Și aici o să intru într-o mică polemică cu domnul Ioniță, pentru că dânsul reprezintă societatea civilă. Dacă societatea civilă și Pactul pentru București, pe care și eu l-am semnat și l-am respectat și puteți să discutați cu membrii acestei asociații, ar fi intervenit de fiecare dată și dumneavoastră, ca reprezentant al societății civile, nu ați fi devenit partizan al celor care sunt la putere și ați fi criticat permanent pe cei de la putere, atunci ați fi avut rezultatul scontat în această edificare a construcțiilor în capitală. Dar când avem o... Ați criticat și politicienii, că vin aici politicienii și fiecare spune cum îi place. Încep eu deja să intervin, să vă spun sau să vă întreb.
faptul că societatea civilă face sau nu face un lucru, vă exonerează pe dumneavoastră de răspundere? Societatea civilă căutați trebuie să fie obiectivă. În ea societatea trebuie să fie civilă, o societate care să fie independentă. Nu face Consiliul General de fiecare. Ceva. Noi le spunem ceva, dumneavoastră sunt de acord, dar nu vor să facă ce e bine, că suntem noi nu știu cum. Știți, cam asta nu, e nu, logica. Nu, facem. Nu băgați, nu băgați societate, clasa politică toată în aceeași oală. Dacă vom lua, și mă refer la București, nu știu ce s-a întâmplat. Ați fost de acord toți cu Palatul Univers, ați fost de acord. Oprescu e de acord. Înainte a promis că nu face, acum face. Domnule, nu trebuie să vorbiți tare ca să aveți dreptate. Păi nu e așa, domne. Ați blocat Palatul Universul? Dumneavoastră, l-ați respins? Dumneavoastră luați procesele verbale ale ședințelor de Consiliu și vedeți cine a votat acest palat și cine nu. Instituția, eu vă spun că eu nu l-am votat. Instituția, Consiliu, deci cu tot cu primar, cu tot cu corpul tehnic. Nu mai compromiteți întreaga clasă politică. Cocoloșește niște proiecte care sunt Palatul greșite Universul și care duc la genul ăsta și care sunt greșite și urbanistice. Exact ce vă spuneam la început. Nu mai aveți această atitudine de acuză generală. Eu vă spun că n-am votat aceste construcții, sunt procesele verbale, chiar l-am criticat. Și am fost un fervent. Dar când am avut nevoie de sprijinul societății civile ca să oprim acest până în 2008, n-am avut. Nu v-am simțit lângă noi când am criticat toate aceste mari proiecte și hidoase care au apărut acum. Și ăsta de la Casa Presei? Haideți să încercăm. Inclusiv acesta, da? Inclusiv acesta. Domnule Agaton, spre cine arătăm cu degetul? Cine este de vină pentru situația actuală? Păi, pentru că nu avem un cap limpede, pentru că nu există un plan de sistematizare a Bucureștiului. Dacă acum eu aș reprezenta un investitor străin care vine la patronat la mine și mi-ar spune, dom'le, am vrea să construim niște clădiri de business. În ce zona orașului e permis acest lucru? Și aș întreba Consiliul General, Primăria Capitalei, orice primar de sector, toți ar da din numeri. Pentru că nimeni nu s-a gândit la cum arată Bucureștiul astăzi și cum ar trebui să arate Bucureștiul peste 20 de ani. Orice capitală europeană are planuri și programe de dezvoltare pe 20, pe 30 de ani. În China se fac pe 100 de ani. În București se fac pe 3 zile. Deci nimeni nu știe unde ar putea să construiască ceva. Toată lumea vrea să intre în centru istoric. Toată lumea vânează terenurile care altă dată erau 10.000 de euro metru pătrat și acum au ajuns la prețuri mai accesibile și pentru că, nu știu cum să vă spun, nu există niciun fel de interes în ceea ce privește orașul. Mă uitam la imaginile filmate de reporterul dumneavoastră și vă spun cu regret și cu părere de rău, Bucureștiul este cea mai urâtă capitală europeană. Până și în Tirana, parcă există un concept urbanistic. Am vorbit cu Rogulski, un arhitect care se apropie de 90 de ani. Arhitectul Ceaușescu, îi spune lumea, este profund dezamăgit de ceea ce se construiește astăzi. Mergeți să facem un experiment, să discutăm cu studenții de la arhitectură din anul 3 sau anul 4. Să vedeți ce vă spun ei, tinerii care vor conduce țara de mâine, cum arată Bucureștiul de azi și cum ar trebui să arate el mâine. Și tinerii care se uită la politicienii de astăzi și tot așa vrem să le dăm un exemplu și poate să-i întrebăm, sigur primim în răspunsuri la un moment dat ce părere au despre domniile lor, s-au aprins de la incendiu, în timp ce flăcările cuprinseseră una dintre cele mai înalte clădiri de birouri din București, primarul sectorului 2, Nicolae Ionțanu, ministrul culturii, Teodor Paleologu, s-au luat la harță, ministrul culturii l-a acuzat pe primarul Ionțanu că dă prea multe avize de construcție pentru clădiri foarte mari. În replică, Ionțanu l-a acuzat pe ministrul culturii că a venit la incendiu doar pentru a-și face campanie electorală. Cel care a venit să calmeze spiritele a fost premierul Emil Boc. Nu mai au ce căuta asemenea aveți blocuri. Dreptate, dumneavoastră depășiți la ora asta campania electorală și această clădire cu siguranță că are un aviz de la Ministerul Culturii, domnul ministru. Păi nu trebuie să mai dați, domnul ministru, avize în cartierul nostru. Nu, dar eu n-am dat niciun fel. Nu mai dați avize pentru asemenea clădire. Vine din istoria. Depășiți momentul de campanie electorală ca să stingem incendiul ăsta. Haideți să în seara aceasta să rezolvăm treburile, să fie sub control și de mâine le luăm pe fiecare la rând, de la vize, la... Vorbesc de faptul că dați avize pentru asemenea Ministerul Culturii. Eu am dat avize, eu sistematic am reprezentat.
Ministerul Culturii dați avize și aici vă preocupați pentru așa ceva. Terminați cu campania electorală aici la ora aceasta, avem alte treburi. De mâine discutăm și celelalte lucruri. Dacă hai să vedem că lucrurile sunt sub control, le rezolvăm și de mâine le luăm pe celelalte. Le luăm la birou și discutăm pe analize. Dacă va fi nevoie, vom veni. Dar eu cred că în acest moment important este să vadă oamenii că ne preocupă rezolvarea problemei, nu să ne certăm în fața televizoarului. Pregătește-te să faci față zilei după o noapte lungă cu noul gel revitalizant Q10. Textura sa ușoară se absorbe imediat, revigorând tenul solicitat și obosit, ca tu să arăți mereu în formă. Noul gel revitalizant Q10 de la Nivea for Men. Ce vor bărbații? Placa bacteriană începe să se depună imediat după curățarea profesională la medicul dentist. Sfatul meu, luptă împotriva acesteia cu noul Colgate Total Advanced Clean. Sistemul său avansat de curățare pe bază de siliciu ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene pentru o senzație de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici și dentiști. Nelu, ia și scrie. Poftim. Scrie pe tablă ce spune Cristi. Conștiința e ceva ce pe mine... E acel lucru care mă oprește să fac ceva rău. Cum adică rău? Ce-aș regreta după. Mașini noi? Intră pe autonovo.ro. Gândit pentru a-ți alege mașina potrivită. Acum e mai ușor să reduci senzația de malonare cu noua ofertă specială Activia de băut. Plătești 2, primești 3. Tu știi cât costă revizia mașinii tale? Oricât ar costa, Autoclass îți oferă cele mai bune prețuri la revizii începând cu 222 de lei. Pentru detalii vizitați autoclass.ro. Secretul verilor răcoroase. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Am revenit în fabrică, discutăm despre problemele capitalei și vă reamintim, astăzi un muncitor și-a pierdut viața în zona casei presei libere după ce a fost acoperit pur și simplu de un mal de pământ. A stat câteva zeci de minute în pământ acoperit, a durat destul de mult până când reprezentanții SMURT l-au scos la suprafață, din păcate, fără suflare. De asemenea, vă aducem aminte ce s-a întâmplat ieri seara, o clădire mamut a ars în centrul capitalei, lângă zona armenească. Și este o clădire cu scandal, pentru că astfel de clădiri mamut au apărut în ultima vreme în capitală, fiind croite după o rețetă standard. Cele mai multe nu au aviz de mediu, sunt ridicate pe spații verzi și au luat locul unor parcuri. La temelia lor s-au jerfit sute de copaci. Consecințele nu s-au lăsat așteptate, dincolo de imaginea unui oraș betonat, fundațiile blocurilor turn au afectat nivelul pânzei freatice și pun în pericol clădiri din patrimoniul național. Este și cazul despre care vorbim, Biserica Armenească. Povestea giganților din beton nu diferă foarte mult de la un caz la altul. Rolul lor, departe de a fi unul estetic sau practic, este și de a aduce milioane de euro în contul unor oameni de afaceri. De obicei, construcțiile mamut au apărut în zone de lux ale Bucureștiului. Cele mai vizate au fost Calea Victoriei, zona Dorobanți, ori Piața Armenească. Colosul de sticlă de lângă Biserica Armenească a fost ridicat pe albia râului Bucureștioara. Din cauza terenului nisipos, avizul pentru construcție ar fi trebuit să stabilească reguli mai mult decât exigente. Asta pentru că terenul nu ar putea suporta o construcție atât de grea, sunt de părere specialiștii. Mai mult, din punct de vedere urbanistic, zona a fost afectată. Reprezentanții primăriei spun că toate actele și avizele colosului care urmărește Biserica Armenească sunt în regulă. În momentul în care a început construcția ca atare, au fost anumite disensiuni între reprezentanții bisericii și constructori. Construcția s-a ridicat ca atare, întrunind toate condițiile
legale, având toate avizele de la toate forurile posibile și imposibile prevăzute de lege. Clădirea de oțel în care a izbucnit incendiul, Millennium Business Center, se află la numai 7 metri de biserica armenească. Are peste 72 de metri înălțime și o suprafață totală de peste 25.000 de metri pătrați. Clădirea a fost dată în folosință în toamna anului 2006. Construcția s-a aflat în mijlocul unui scandal de presă după ce reprezentanții bisericii armenească au protestat în mod repetat, arătând că integritatea lăcașului de cult era amenințată de anvergura proiectului. Pentru că nu a fost cercetată structura straturilor de pământ din zonă, fundația Colosului, cu o adâncime de 28 de metri, a afectat grav rezistența bisericii armenești și a clădirilor din vecinătate. Apa provenită de la afluenții subteranei Dâmboviței a spălat nisipul de sub monumentul arhitectonic, iar biserica armenească s-a rupt în trei bucăți într-o singură noapte. Au mai fost afectate casa parohială și muzeul Dudian, aflate în imediată apropiere. Ministerul Culturii și Cultelor de la acea vreme nu a intervenit sub nicio formă în această poveste, lăsând lucrurile să se desfășoare în mod natural, deși există o legislație de protejare a monumentelor arhitectonice. Acum însă ministerul nu se sfiește să-și arate revolta. Există o responsabilitate, dacă vreți, generică, încă difuză. Această clădire, ți-ar fi spus un arhitect, nu poate să ia foc. Nu? Că altfel e inexplicabil cum de acest tun nu are acces al pompierilor din toate patru fațadele. Bucureștiul nu e pregătit, nu are infrastructura necesară să suporte asemenea clădiri. Și revenim de asemenea reprezentantul primăriei capitale aici lângă noi, al consilierilor mai bine spus. Ce se întâmplă cu această clădire? Sunt toate motivele pentru care trebuia făcut ceva? Din câte am observat eu, și nu sunt un expert în materie, dar se pare că incendiul a izbucnit în mai multe focare. Sunt cel puțin patru focare din când s-au văzut din imagine. Întrebarea se pune de ce nu au acționat sistemele de stingere automată cu care este obligatoriu să fie dotată orice construcție, mai ales aceste construcții care sunt zgârie în lor. Este bine de văzut cum au obținut avizele de la pompieri și în cadrul Autorității de Ordine Publică a Municipiului București. O să-l chemăm pe domnul general Udor, care este șeful pompierilor, să ne explice și nouă ce a constatat la fața locului și ce trebuie făcut pe viitor ca asemenea situații să se mai întâmple. Acest incendiu de această putere, după părerea mea, cred că a afectat în mod serios structura de rezistență a construcției, care este programată să reziste pentru foc la foc timp de o oră. Dacă incendiul a durat mai mult de o oră, înseamnă că această structură este afectată grav și construcția ar trebui demolată. Dacă rămâne în picioare, devine un alt pericol pentru cei din zonă și la unit cu tremul poate să se sfărâme. Dar spuneți-ne, la nivelul primăriei capitale, cum decurg lucrurile în Consiliu la dumneavoastră? Aprobați o lucrare și gata? De principiu, în cadrul Consiliului General, v-am spus, se primesc modificări. Aici e o mare problemă. Bucureștiul a avut un plan urbanistic general de dezvoltare urbanistică. Datorită diferitelor interese a marilor investitori imobiliari, au fost promovate planuri de urbanism zonal care modifică planul general. Deci întotdeauna am avut această excepție de la regula generală. Nu apare o țară a nimănui. Vine, ne spuneți de este interese, de astfel de lucruri. Da, este o țară a nimănui. Și dumneavoastră, oricine vine și acolo, ia cuvântul împotriva acestor abuzuri, este considerat ori corupt, ori împotriva altor interese. Considerat de cine? De toată lumea? De ceilalți sunt lucruri general aprobă. Acceptate atunci? Da. Acolo la primăria capitalei? Deci așa este, da, aveți dreptate. Au fost niște lucruri acceptate de toți funcționarii primăriei care trebuie să prezinte niște avize. Atunci când vine acest pus în cadrul Consiliului General, trece prin mai multe comisii ale executive ale primărilor, inclusiv cu avizul arhitectului șef, cu avizul de la investiții, cu avizul de la patrimoniu, cu avizul de la cultură. Intră în comisiile de urbanism ale Consiliului General, în comisiile juridice și după aceea ajunge în Consiliul General, unde majoritatea votează, cum am mai spus. În continuare, cum se respectă regulile de pază contra incendiilor, regulile de consolidare, de construcție și protecție la foc, protecție la seisme, este problema constructorilor și cei care au dat avizul final de recepție finală acestei construcții și n-au constatat. Eu n-am văzut unde sunt aceste instinctoare automate care trebuie să acționeze în caz de incendiu. Sunt niște sisteme speciale cu niște diuze în cazul în care intervine un focar de incendiu, el pornesc și timp de 45 de minute trebuie să toarne apă.
Eu n-am văzut apă turnată din interior. Și aici sunt multe probleme de constatat și de văzut acum. Domnule Brânză, revenim la dumneavoastră, reprezentant al Partidului Democrat Liberal. Și vă întreb, spuneți că n-aveți nicio treabă cu Bucureștiul, cu țara, dar în afară, la Paris, vine cineva și vă întreabă ce se întâmplă în capitala aceea dumneavoastră, de ce nu aveți turiști, de ce este atât de urâtă capitala dumneavoastră? Ce îi spuneți? Cine este de mine? Numai puțin, cred că ați înțeles greșit, n-am spus că nu am treabă cu Bucureștiul și nu am treabă cu țara. Aproape, locuiesc, ne-ați spus că dumneavoastră reprezentați diaspora și că atunci nu aveți o treabă neapărat cu o răspundere în țară. Nu, e o diferență de nuanță. Nu am răspundere pentru că nu sunt nici consilier al capitalei, nu sunt nici consilier de vreo primărie de capitală, sunt parlamentar. Dacă mă întrebați, nu am treabă cu subiectul și în sine. Și ca parlamentar că, nu aveți pentru răspundere? Pentru că mă invitați să răspund pe un alt subiect, dar am venit ca pe subiectul acesta. Ca parlamentar nu aveți răspundere? Ca parlamentar am răspundere. Nu mi suciți cuvintele. Dacă ne referim, nu am înțeles bine întrebarea, că mi-a spus că am trei întrebări într-una. Dacă mă lăsați să terminăm o temă, poate rezolvăm toate întrebările. Ați spus ceva de turism și nu am fost atent. Dacă vreți să mai repetați întrebarea. Haideți să ajungem concret. Dacă cineva de afară, din exterior, vă întreabă cine este de vină pentru haosul din București, din țara pe care o reprezentați, ce îi răspundeți? Sistemul politic, doamnă, este de vină. Și dacă vrem să avem o altă capitală și dacă vrem să dăm o soluție pe toată această capitală și pe ceea ce am discutat astăzi, din punctul meu de vedere este a ne muta pe o altă zonă pentru noi construcții. Pentru că construcțiile de astăzi, acești mamuți, acești coloși pe care i-ați filmat și bine i-ați prezentat, nu îi mai putem dărâma. Ei vor fi fie mistuiți de flăcări, fie vor dăinui ani de zile unde se vor chinui și copiii noștri și nepoții noștri. Nu avem altă soluție. Deci putem să stopăm de astăzi, de ieri, dacă se poate, și acele avize, pentru că avem și un reprezentant al Primăriei Generale la mâine emisiune, și acele avize care sunt în fașă acum, le-am putea stopa dacă am avea o doză de responsabilitate și de bun simț. Dar ceea ce s-a construit, ceea ce este într-o fază de finalitate, nu mai putem stopa. Dacă vrem să luăm măsurile, luăm de astăzi și mutăm capitala într-o altă zonă. Slavă Domnului, teren avem destul. Nu trebuie tot să ne înghesuim în Doroban sau nu știu în ce zonă unde este 10.000 sau 5.000 sau 7.000 de euro metru. Pentru că acolo vom avea un profit de mâine. Vrem să facem... Vrem să mutăm la Sarmi Segetu sau Ultia Traiana. Vrem să facem o clădire de 10 etaje, de 20 de etaje. Ne mutăm, stimată doamnă, la 20 de kilometri, la 10 kilometri de capitală, unde, slavă Domnului, avem teren destul. Putem să gândim un pud, putem să gândim un puz. Nici nu ne oprește nimeni, dar dacă vom continua să aglomerăm acest lucru, acești turiști de care vorbim și care îi dorim în România, pe semne că în România vor veni, dacă vom fi capabili să-i aducem și cred că vom fi capabili. Nu putem dar în București, în niciun caz, nu vor Brânză. Veni acești turiști. Să spuneți aceste lucruri și la partid acolo, pentru că trebuie să precizăm, nu? Foarte mulți primari au venit și din rândul Partidului Democrat Liberal. De acord, doamnă, din punctul meu de vedere și al partidului pe care îl reprezint, nimeni nu este mai presus de lege. De asta vă spuneam, sper ca pentru ceea ce s-a întâmplat și pentru incendiu de ieri, care a produs destul de multe neplăceri locuitorilor din zonă, dar mai ales pentru cel care astăzi și-a pierdut viața din nerespectarea unor prerogative legale, sper că acești oameni să plătească. Cei care au semnat cu atâta ușurință o autorizație de construcție, cei care au dat cu atâta ușurință un aviz, sper să plătească, doamne, fie că este de la Partidul Democrat Liberal, fie că este de la Partidul Socialist Democrat, fie că de la orice alt partid. Mulțumesc, domnule Agaton, vă rog, nu mai avem foarte mult timp să încercăm câteva concluzii. Domnule Agaton, vă rog. Foarte scurt. Unu, am primit acum un mesaj de la Robert Nevoiță Sorin și mi-a zis, băi, ai grijă că n-am nicio treabă cu niciun turn din București. Și dacă domnul Sorin Ioniță vrea să-mi vadă business-urile, invit la Water Park în Otopeni. Aștept și un mesaj de la Liviu Nevoiță, pentru că sunt în aceeași măsură prieten cu ei. Sunt doi politicieni tineri, care îmi plac, care se mișcă și au făcut ceva. Doi, domnul supraleologul a făcut o prostioară că s-a dus la incendiu de aseară. Dânsul trebuie să se ocupe de muzeul satului, unde astăzi este un târg al meșterilor populari, să se gândească la Sfântul Petru și Pavel de luni, să se ocupe de cu totul alte lucruri, stătea decât acolo, să vină la incendiu, să se vadă la televiziune. Dacă e doar de televiziune, să cheme să facă o conferință de presă. Și numărul 3, dacă nu înțelegem o dată pentru totdeauna că Bucureștiul trebuie într-un fel de politizat, și am sperat foarte mult ca Sorin Oprescu, fiind un primar independent,
să încerce să încheie un pact pentru București în care interesele bucureștenilor se primeze și nu interesele unora sau altora, va fi foarte grav. Clădirea care a luat foc aseară o cunosc foarte bine. Acolo a lucrat soția mea la Transelectrica. Am fost de 10 ori. Știți că proprietarul și constructorul este un turc? Știți că Vosganian a făcut un scandal imens armenii cu turci? Vă dați seama cât de mult se iubesc. Și brusc, odată, a încetat orice scandal cu acea clădire. Probabil că a primit o donație biserică armenească. Deci lucrurile astea trebuie... Aveți doar semne de întrebare sau aveți certitudini? Pentru că este foarte important să precizăm. Eu știu un singur lucru și aduceți-mi, fac un rapel la memorie. Domnul Vosganian, de data aceea, ca lider al comunităților armenilor, a făcut un scandal imens datorită faptului că se construiește un zgârienor aproape lipit de biserica armenească. Și după toată tevatura, brusc s-a lăsat liniște și pace. Oare de ce? De ce? Nu știm. Poate pe cei de la Primăria Capitalei să ne spună să... la un moment dat. Vă rog. O să vă să-l întreb pe domnul William Brânză, care este reprezentant foarte al... Foarte scurt, că nu mai avem foarte timp. Foarte scurt. Cum își explică că există plângeri penale împotriva unor funcționari din primărie, iar doamna Enescu, de procuror șef la DNA, ne spune că nu poate să ia decizii decât politice și așteaptă să termine toate alegerile ca să vadă cine este câștigător. Poate o interpelează în Parlament, o cheamă pe doamna Enescu la Parlament, la Comisia Juridică sau la Comisiile de Justiție, să ne întrebi și noi. V-a spus dumneavoastră, reprezentanta DNA-ului, că nu poate să ia astfel de decizii. Da. Mi-a spus mie personal la cele 14 dosare și plângeri penale împotriva celor din primărie pentru abuzurile făcute, demonstrate cu acte și nu avem numai de făcut referat de trimitere judecată, că deocamdată așteaptă că sunt alegeri și nu vrea să influențeze în mod negativ rezultatul acestora. Au trecut de un an alegerile locale. Tot au fost alegeri și pe europarlamentare. Domnule Brânză, 10 secunde, vă rog, dacă aveți un răspuns. Vedeți noastră chestia asta. Doamna, nu cunosc unde a ieșit domnul Giugula cu doamna procuror sau nu știu cu cine. N-am ieșit, am fost la DNA, domnul William. Nu intru în intimități, dar dacă sosește la Parlament, la Comisia de Abuzuri, în care fac parte, sosește un demers de această natură, fiți sigur că o să iau atitudine în secunda 2. Mulțumesc. Finalul, Sorin Ioniță, te rog. Doamnă, cred că amestecăm foarte multe lucruri. Dacă o clădire e defectă, atunci trebuie să vorbim cu proiectantul și cu constructorul și să vină aici, că să știu, sunt vreo 3-4 care s-au ocupat de turnurile astea mari din București, dar chiar dacă nu ardea, urbanismul tot are o problemă în București. Și atunci, odată este politicul, cum își dau leapșa de la unul, Consiliul General cu sectorul, unul face puzul, ălalt zice, păi e puzul, trebuie să dau autorizații. Și domnul Onțanu a dat autorizații gârlă pe turnuri de genul ăsta, n-a oprit nimic. Și doi, mai e și profesia de arhitect. Ia mai aduceți aici și pe domnul rector Popescu și pe domnul Machedon, că ei ziua predau bune practici la ore și seara la firmele lor private fac aceste proiecte, doamnă. Fiecare proiect are ștampilă de arhitect și ștampilă de urbanism. Mari somități în România. Ia mai aduceți pe aici să mai adeși. Răspunderea de rigoare. Bună. Noi încercăm în perioada următoare să vedem exact ce ne spun arhitecții. Urmărim toate aceste subiecte pentru moment. Ne oprim aici cu această dezbatere. Mulțumesc invitaților. Rămâneți în Realitate, jurnalul Orei 16. Irinel Popescu, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ne spune ce înseamnă sistemul de coplată și cum se va rezolva criza medicamentelor din spitale. Președintele CNA, Răzvan Popescu, vorbește despre o premieră record, amenda de 100.000 de lei pentru difuzarea unui film porno într-o emisiune TV și despre pseudovedetele din showbiz care au intrat pe piața media. Primarul general Sorin Oprescu explică cum va termina în această vară toate proiectele pe care și le-a propus, care va fi traseul autostrăzii suspendate și cum se va descurca cu parcările din București. Trei subiecte, trei invitați, trei reprize, împreună cu Miruna Munteanu, jurnalist. Stelian Tănase vă provoacă la 90 de minute de controverse. 3x3, astăzi, de la 16:15, la Realitate TV. Eu te știu. Tu ești știrea cu fotomodela despărțită de milionar. Foarte tare. Da, și m-au respins ăștia de la jurnalul de la ora 6, căci că nu sunt importantă, gen. Dar tu cine ești? Eu sunt știrea cu băiatul care a furat mașina lui Tasu și a intrat într-un gar cu ea, fără permis. Foarte tare! Păi, în orice jurnal din țara asta ai fi intrat imediat după mine. De ce te-au respins? Aiurea, ci că sunt zeci de cazuri ca ăsta într-o zi. Dar am primit un telefon de la altă televiziune. Nu-i și ghici cine intră de la 7? O să vin și eu?
te rog, accidentule, ia-mă și pe mine de rând. Presă de scandal sau jurnalism de calitate? Votează tipul de jurnalist pe care ți-l dorești pe www.guvernatorul.ro și află rezultatul votului sâmbătă la Guvernatorul de la ora 22 cu Liviu Mihaiu la Realitatea TV. De 2000 de ani, Roșia Montană stă pe aur. De tot atâția ani trăiește în sărăcie Lucie. Duminică, la stradă, școală și spital, este prima întâlnire publică între